Maestre, dați-ne și Meteo din bătrâni. Să vă dau pe Metelo iunie. Din bătrâni. Băi, cu Metelo... Am avut un iunie pretențios, complicat. Păi nu, știi că luna trecută spuneam că s-ar putea să ne pască, cum să zic eu, neșansa, ca și luna iulie, să ne cam ia la bătaie. Cam la fel. Uite, pentru iulie, da? În iunie, pe 1 a fost ploaie. În schimb, 1 iulie și 2 e bine. Când spunea Gromovnicul bine, gândiți-vă că trebuie, dacă n-aveți evantaie, vă luați un ventilator ca Lidia. O să fie potop de cald. Așa. Pe 3 până pe 8 se instaurează un pic de ploaie și mai se dezlănțuie și câte un vântișor, câte o vijelie. Pe 9, în schimb, vremea devine frumoasă, e bine. Dar din 9 până în 18, tot bine e. Abia pe 19 se supără cineva și vine o ploaie mare. Noi știm ce sfânt urmează și îl lăsăm în pace, că la dacă ar ști când e ziua lui, ar inunda pământul. Așa. Deci pe 19 ploaie mare, după aceea din 20 până la sfârșitul lunii, pe 31, bine. E o lună de foc, de căldură și când e prea cald, ne dă Dumnezeu câteva zile de ploaie, ne răcorește pământul și ne spală și pe noi de păcat. Deci o lună, Doamne ajută, să tot țin așa, că dacă facem focul abia în ianuarie, îți dai seama că e bine.